V-am citit comentariile și mesajele de la ultimele două episoade și, într-adevăr, cum era de așteptat, cea mai comună problema voastră este bullying-ul. Era de așteptat pentru că majoritatea sunteți elevi și cea mai mare acumulare de bullying este în mediul școlar. Vreau să știți că bullying-ul nu este ceva ce a apărut recent și va dispărea una cu două. A existat întotdeauna, de dinainte să existe școala, a existat peste tot în lume și va exista în continuare. Singura soluție ca voi să scăpați de bullying este să vă luați inima dinți, să nu mai ascultați de părerile unora și altora și să mergeți la profesori, diriginte, director și părinți și să le spuneți ce se întâmplă. Chiar dacă unii colegi vă vor spune că sunteți niște părăcioși, nu trebuie să-i ascultați. Acei colegi probabil sunt doar niște idioți. Nu vă mai luați după ei că vă zic că sunteți niște fricoși, niște părăcioși, niște turnători, niște șerpi și așa mai departe. Poreclele de tipul șarpe turnător sunt pentru cei care divulgă secrete, care calcă în picioare încrederea, își sabotează prietenii și așa mai departe. Voi doar v-ați apărat integritatea și ați vrut să fiți lăsați în pace. Nu vă gândiți că dacă vă faceți dreptate singuri, veți rezolva. Poate pe moment, într-adevăr, veți vedea niște efecte. Dar să știți că vorba pe care mulți ați auzit-o la desene cu semeni vânt, culegi furtună, este adevărată. Nu vă apucați să vă faceți dreptate singuri. Chiar dacă pe moment veți fi probabil lăudați că l-ați bătut pe cutare, să știți că mai devreme sau mai târziu acesta se va răzbuna pe voi. Deci, în momentul în care aveți parte de o bagiocură la școală, fie fizică sau morală, mergeți la profesori și dacă profesorii nu vă iau apărarea, mergeți la părinți că aceștia sigur vă vor apăra. Un exemplu foarte bun ar fi ce fac adulții. Când pățesc o nedreptate, un abuz, orice chestie ce poate fi numită bullying sau mai rău, ei se duc la poliție. Chestie pe care o puteți face și voi mergând la profesori și așa mai departe. Chiar dacă exemplul pe care l-am dat este oarecum mai dur pentru că este vorba de fapte penale, să știți că, într-adevăr, ce pățiți voi la școală nu se compară cu ce poate să pățească un adult pe stradă. Dar voi sunteți mici. Și orice lucru pe care îl veți păți în timpul dezvoltării voastre până la 18-19 ani când veți termina liceul, să știți că vă va marca. În momentul în care va apare o problemă, fie de sănătate, fie morală, trebuie să o tratați cât mai repede, pentru că dacă o lăsați să persiste, aceasta se va agrava din ce în ce mai mult și vă va distruge oarecum din ce în ce mai mult. Nu lăsați niciodată gândurile triste, necazurile să persiste. Trebuie să luați măsuri. Sunteți nedreptățiți? Spuneți mai departe. Sunteți triști și aveți un gând ce vă apasă, spuneți-le prietenilor, părinților și aceștia vă vor sprijini moral. Dacă țineți în voi toate nasoarele pe care le pățiți și nici nu luați măsuri sau nici măcar nu spuneți cuiva să vă puteți descărca, aceste gânduri, rămânând în voi, vă vor măcina din ce în ce mai mult și vă vor distruge. Veți ajunge voi niște persoane nasoale care îi vor bagiocori pe alții în vreun fel sau altul. Așadar, nu te mai lua după ce zice X și Y, gândește-te în primul rând la tine, nu la ce gândesc alții despre tine. Așa că ia măsuri. Ca de final, vreau să vă mulțumesc enorm pentru susținerea acordată la cele două episoade din această serie. M-ați felicitat foarte mult pe Instagram, mi-ați dat mesaje și comentarii pozitive și așa mai departe. Deci vă sunt recunoscător că susțineți această serie. Trimiteți mai departe clipurile acestea astfel încât să le vadă cineva care are nevoie de ajutor și îl putem ajuta cât de mult posibil. Și în continuare vă rog, aveți grijă de voi, mă găsiți pe orice platformă posibilă, TikTok, Insta, FB, orice, aveți link-uri în descriere, dați-mi mesaj acolo cu ce probleme aveți și vă voi ajuta. Hai, aveți grijă de voi! Ciao, les!